Partea finală a emisiunii de astăzi, n-aș zice o să tragem concluzii, că e un proiect care abia începe, dar o concluzie așa ca pentru, sau niște concluzii de pe această emisiune, cred că le putem trage. Așadar, la rugby, aici în Suceava, asistăm în momentul de față la demararea unui proiect, sau mai bine zis, acest proiect a demarat, o întinerire accentuată a formației, cam prea accentuată din punctul meu de vedere, cred că ar trebui găsită o formulă undeva la mijloc, dar în altă ordine de idei, acești copii care în momentul de față fac parte din echipă, cu certitudine peste un an și un pic, vor avea un cuvânt greu de spus în rugby la nivelul diviziei A. Ce este foarte important și aș vrea să punctez și aș vrea să mă ajutați și dumneavoastră, eu știu că Suceava contează din punct de vedere al rugby-ului, e pe harta rugby-ului din România, dar tot din județ de la noi mai e și humorul, care e un punct de greutate. Tot timpul ne-a alimentat cu jucători de acolo și chiar le mulțumesc pe această cale și acum avem jucători de la domnul Nistor Florin și numai și la Andrei Barbaroi care ne ajută și ne susțin și jucători. E o tradiție acolo. E o tradiție normal și noi avem liceu cu program sportiv. Să sperăm că și liceu cu program sportiv o să ne dea în continuare jucători. Dar, dacă vă purtați frumos cu ei, că zic că da. Până la urmă, CSM-ul este o vitrină de prezentare, să spunem. Normal. Pentru fiecare jucător, părerea mea că ar trebui și de la gura humorului din Suceava, CSM Suceava este un club cu tradiție, ar trebui să fie pentru ei, nu știu, o mândrie să vină să reprezinte această echipă, acest club. Spuneam despre Florentin Petre, antrenorul echipei de fotbal, care, apropo, echipa de fotbal a ajuns pe ultimul loc în Liga a doua în urma rezultatelor din această sâmbătă. Am avut etape în care parcă toate echipele jucau pentru noi. Ei, sâmbătă asta s-a jucat de așa manieră și rezultatele s-au așezat așa, încât echipa a ajuns pe ultimul loc. Eu am spus și cred în continuare și sper ca după alegerile de la FRF să se modifice, inclusiv modalitatea și felul de a funcționa Ligii a doua, pentru că nu e în regulă o singură ligă pe întreaga Românie. E ceva care, din punct de vedere financiar, nu are cum să funcționeze foarte bine. Dar atâta timp cât este Florentin Petre la această echipă, eu cred că proiectul de acolo este viabil și va funcționa până la capăt și bine. Revenind însă la ceea ce se întâmplă la rugby și ceea ce este la rugby, de asemenea consider că... vreau să scot în evidență că la echipa de fotbal a Sucevei, la Foresta, cu excepția lui Marius Matei, care e un jucător mai în vârstă, media de vârstă e tot așa, 24-22 de ani. De jucători fără experiență, normal. Jucători tineri, jucători foarte mulți la echipa de fotbal, foarte mulți de aici din zonă. Ceea ce o spun și repet, ar fi păcat să nu se continue proiectul și să nu fie viabil în continuare, măcar pentru simplu fapt că sunt copiii noștri, nu din altă parte. Adică în ideea asta zic eu că trebuie de avut grijă cu această echipă. Cum sună proiectul la rugby încă o dată, dar vreau să aud din gura dumneavoastră de asta, da. V-am spus, este un proiect pe termen lung. Încercăm să aducem jucători. Să ajungem în Superliga. Să ajungem în Superliga, normal. Adică să ne putem, să ne prezentăm cu toate din punct de vedere. Asta ce pot să spune cu un lot de jucători care să putem să facem față. Nu putem să facem pasul dintr-o dată. Trebuie jucătorii cu ani de rugby, cu experiență. Nu putem de pe azi pe mâine. Jucătorii care au fost până acum au vârstă, am vorbit cu ei, unii au probleme, au copii, vor să ocupe și de copiilor. De asta și chiar așa de brusc s-a făcut schimbarea asta mulți juniori. Accidentări, de exemplu, Ștefăniță Rusu, am vorbit cu el, care mi-a spus că nu mai pot, am și eu copilul meu, vreau să mă ocup de el. Și nu numai.
Vă dați seama, mai sunt alții care tot încă mai trag de ei, haide un pic, hai, ne ajută-mă, cum e și hai măcar la meciul ăsta. Da, cum e Lucian Preotescu, cum mai sunt mulți și exact. Și ne ajută că pe lângă ei să sperăm copiii ăștia o să crească și o să vină și rezultatele și atunci să fim pregătiți pentru Superliga sau pentru, nu știu, pentru ceea ce ne propunem noi pe viitor să închegăm aici la cea echipă. Oricum, ideea este că vrem Superliga. Doamne, vrem și noi să respirăm aerul ăla de acolo. Adică anul trecut am văzut că fără să ne forțăm sau... Deci am văzut că se poate. Se poate ajunge acolo, exact. Dar hai să vedem și cum e acolo. Chiar vrem, pentru că până la urmă e altceva. E altceva și eu cred că vom avea parte de momente bune și plăcute în momentul în care vom ajunge acolo. Care sunt în momentul de față copiii ăștia pe care ne bazăm? Pentru că la conferința de presă de vineri, da. Vineri. Când mi-ați prezentat câte absențe sunt, îmi puneam întrebarea, nu, dar deplasăm o echipă, avem... Într-adevăr, avem jucători, vin, mai apelăm și la foștii jucători care ne mai ajută, dar... Da, foarte multe probleme. Am prins și primele trei etape chiar cu echipe foarte bune. Prima etapă, Tomitan, care vor să promoveze, Năvodari la fel, Buzău la fel. Vă dați seama și un pic... Păi și acum cine vine sâmbătă asta? Bârladu, asta avem Bârladu acasă, dar la ora 14. Tot o echipă tânără. Sunt jucători proveniți de la Academia... din Bărlad de acolo, jucători care joacă de mult timp împreună și e o echipă chiar foarte bună. Foarte bună. Sâmbătă va fi foarte frumos. 22 de grade, ba chiar înspre 24. Un lucru foarte bun. Atunci invităm toți iubitorii sportului din Suceava să vină să susțină echipa de rugby și fără, în special pe copiii ăștia, pe tinerii ăștia care chiar își doresc să facă performanță. Tot timpul le spun, dacă vrem să fim buni, trebuie să jucăm cu aia buni. Și atunci, normal, o să avem și rezultate mai bune. Nu v-am lăsat să-mi spuneți care sunt copila și pe care începem să ne bazăm de acum. Să ne bazăm, pe toți. Pe toți. Vă dați seama că rugby-ul este un sport de contact. Și atunci, normal, că trebuie să ai un lot numeros. Deci toți jucătorii... De toți avem nevoie, și mai în vârstă și mai tineri, toți ținem acolo, muncim împreună și să vedem ce, dacă mai putem să aducem și jucători, ne gândim și tot. Da, asta fie vorba între noi, e unul din lucrurile în care eu cred că ar mai trebui niște jucători la o echipă atât de tânără, ai nevoie de niște exemple, de niște... dacă ați putea să-i convingeți pe frații Negru sau să vină, pentru că altfel, altă ordine se pune în vestiar, impun respect din... Adică ceva de genul ăsta ne-ar trebui la echipă. Normal, în teren ar mai avea nevoie de o motivație în plus. Asta mă refer între ei. Încă nu știu să-și asume unele responsabilități. Tot așteaptă de la cel mai vechi. Cum spuneați, eu unul, dacă am ceva ce să reproșez, spre exemplu, că altceva n-am ce reproșa echipei CSM, dar, spre exemplu, meciul cu Buzău, da, de aici, unde, repet, Buzău, o echipă, doamne, n-am văzut un placaj, parcă i-au tratat și cu prea mult respect. Da, într-adevăr, aici și pe mine m-a deranjat atitudinea, asta am vorbit și cu el la pauză. Deci ne-a spus, deci scorul ca și scorul nu mă deranjează, dar atitudinea noastră de teren lasă de dorit. Și de asta la pauză am schimbat și noi, nu știu, am intrat cu altă motivație. Cu altă motivație, cu îndârjire și... Urmează meciul cu Bârladu, da, care e o echipă tot așa, e tânără. Echipa. E tânără, într-adevăr, dar joacă de mulți ani împreună, automatismele s-au format.
E cam cum o să fie echipa noastră peste un an. Da, Alex, gata, acum terminăm emisiunea. Așa, să sperăm că așa și... Deci o echipă cam cum o să fie ba noastră cam peste un an de zile. Asta exact. Ca să... Exact. S-ar putea să-i ambiționeze mai tare băieții noștri. Bă, dați seama. Să... Exact, trebuie să lăsăm meciul din... Oricum, toți ne-au luat acum aia, au bătut și aia, și aia, mergem să batem la Suceava. Normal, vă dați seama, cel puțin eu... Da, e normal, e tineri, nu știu cum să gestioneze chestiile astea. Și de asta vorbesc cu ei și tot timpul și cei mai vârstă jucători. Au mai trecut Suceava prin momente mai dificile și ați văzut că după aia au ieșit campioni. Și de asta trebuie să avem încredere, trebuie să le acordăm încredere în primul rând, să-i susținem și atunci încet, încet. Rezultatele, părerea mea, o să apară într-un an jumate, doi. Atunci, da, atunci o să fie. Bun, asta nu înseamnă că până atunci o să bătaie. Nu. Chiar ne-am propus, chiar vorbeam când ne întorceam la Petroșani, trebuie neapărat. Deci meciul, cel puțin meciul azi de acasă, chiar și la Galați, se pot câștiga. Deci, va fi cu totul și cu totul altceva, sperăm noi, sâmbătă la ora 14 pe terenul de la Sala Unirea. Domnule Colțuneac, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. Un cuvânt de încheiere. Da, așteptăm toți sucevenii să vină sâmbătă, susține echipa de rugby a Suceve, că sunt niște tineri care au nevoie și, într-adevăr, rugby-ul este un sport bărbătesc care leagă prietenii și ajută mult la dezvoltarea, nu știu, profesional-mentală a jucătorilor. Și îndrăznesc eu să spun în bună măsură și a spectatorilor, pentru că mult mai multă civilizație am văzut pe un teren, pe terenul de rugby, spre deosebire... Mulțumesc că ați fost mai direct. Spre deosebire, să ne uităm un pic la ce a fost sâmbătă în București. Da. Ok, deci la rugby puteți vedea fete frumoase și în tribune și... Și mult mai multă civilizație. Se poate veni și cu copilul și cu... Deci nu, fără nu nicio chestie. Normal. Vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes. Mult succes și țin aproape. Mulțumesc. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.